Starea de alertă a fost prelungită cu alte 30 de zile în România și vor rămâne în vigoare inclusiv în perioada Crăciunului și a Revelionului aceleași restricții. Raed Arafat i-a avertizat pe români că în perioada de sărbători să limiteze vizitele, să evite mersul la colindat și petrecerile de anul nou. Starea de alertă va fi prelungită cu măsurile actuale din 14 decembrie pentru alte 30 de zile, a anunțat secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat. Mehedințenii nu sunt încântați de măsurile impuse în perioada sărbătorilor, mai ales de faptul că nu vom mai avea colindători în acest an, iar după ora 11 nu vom mai putea ieși din casă. Nu sunt de acord cu ea, pentru că lumea tot se duce și își face problemele unde le are. Dar cu colindatul sunt de acord, restul. Credeți că sunt cam drastice măsurile pentru perioada sărbătorilor? Da. Niciodată de când sunt n-am avut așa ceva. E rău. E foarte rău. Dar ce să facem? Să scăpăm de COVID-ul ăsta? Ne resemnăm. Am părinții la țară și mă duceam de sărbători, dar acum, uite, că nu poți să te mai duci. Asta e. Toate limitările care au fost până acum rămân mai departe. Ferească Dumnezeu să dea ordonanță între aceea, cum a dat domnul președinte, să ne țină pe toți în casă. Acum avem voie să ne mișcăm, să mergem. Eu aș zice ca totuși dumnealor să creeze locuri de muncă pentru tineret, să lase copiii să meargă la școală și să o lăsăm mai ușor cu pandemia. Arafat a precizat că va fi introdusă o singură măsură nouă. Vor exista reguli pentru operatorii de transport de cablu care deservesc pârtiile de schi.